prin intermediul pilonului 2 al Politicii Agricole Comune, se finanțează întinerirea populației de fermieri, în sensul în care avem nevoie de mai mulți fermieri tineri în mediul rural pentru a prelua această îndeletnicire extrem de importantă pentru societatea noastră și extrem de importantă mai ales în contextul tranziției climatice, pentru că sunt o grămadă de o serie de provocări pe care fermierii, și cei tineri, dar și cei în etate, trebuie să le gestioneze în perioada. Avem linii de finanțare pentru așa numită, cel puțin în România, instalarea tinerilor fermieri, avem, nu? Linii de finanțare pe fonduri europene, printre altele, poate. Prin intermediul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, una din măsuri vizează în mod direct tinerii fermieri, o licitație de proiecte, sau, mă rog, o măsură extrem de importantă și accesibilă. Proiectele se scriu destul de ușor în comparație cu alte măsuri din cadrul PNDR-ului, iar flexibilitatea la nivelul măsurii este una considerabilă. Sigur, nici sumele nu sunt foarte mari, însă, cel puțin în perioada 2021-2027, vom asista la o creștere a valorii la nivel de proiect. Cum ați ajuns să administrați această fermă? E o fermă de familie, trebuie să spunem, evident, în mod logic, și dacă, sigur, ați avut nevoie de fonduri europene sau pur și simplu lucrurile au venit de la sine? Modul în care am ajuns eu în fermă a decurs oarecum natural, pentru că încă de mic copil tata cu asta se ocupa. Eu practic asta l-am văzut făcând și cam doar asta am văzut în fața ochilor în timp ce am crescut și de mic am vrut să fac și eu asta. Deci practic la mine... V-a atras această îndeletnicire, da, să o numesc, profesie? Sau să spunem ca pe majoritatea băieților utilajele, nu chiar atât de mult că mult munca câmpului, dar... Deci nu mașinile, ci utilajele la dumneavoastră, nu mașinile auto. Am început întâi utilajele, după aia și mașinile și utilajele, acum revenim chiar la utilaje, na, fiecare etapă a vieții cu ale sale. Ulterior am început să văd și ce înseamnă munca în câmp, ce presupune, ce eforturi se fac, cât pricepere trebuie acolo și care sunt într-un final, după ce muncești un an de zile, rezultatele. Și ușor, ușor, de la an la an, m-a captivat din ce în ce mai tare. Până acum când sunteți implicat 100% în fermă? Ceva de mult timp deja implicat 100%. Cu tot timpul meu, chiar și mare parte din timpul liber, practic ori de câte ori este necesar, sunt în fermă. De multe ori și weekendurile le am pe aici. Când tranziția a fost complicată sau încă nu s-a finalizat tranziția? Mă refer la preluarea unor atribuții de către dumneavoastră. Da, nu este finalizată în procent de 100%, dar suntem aproape. Cred că sunt ultimii pași și ăștia sunt cei mai dificili, pentru că practic toată munca de viața tatălui, a părinților, că și mama este implicată oarecum, trebuie să ne predea nouă și apar oarecum anumite semne de îndoială, oarecum... Normal, o oarecare reținere, poate anumite, nu? Dar... Da, și puțină neîncredere, puțin scepticism, fiindcă totuși este munca lor de viață, nu a fost ușor pentru că nu au trăit cele mai limpezi timpuri și acești ultimi pași în a preda ferma și a... Întotdeauna un pic mai dificil, poate, da. Aveți studii de specialitate, domnule Martinescu? În domeniul agricol oarecum, pentru că am făcut politehnică autovehicule rutiere și acolo aveam o ramură de tractoare.